ultima întrebare, nu știu dacă, o să-mi spuneți dacă dețineți informația sau uh, știți acest lucru. Veceslav Platon, cu ce fel de documente a intrat în Marea Britanie? Pentru că autoritățile britanice îmi amintesc că în acel moment spuneau că cetățeanul Republicii Moldova, Veceslav Platon, la ei n-a intrat. Uh, bine, să nu uităm că Veceslav Platon mai avea și cetățenii altor El are stadii. multe, da, el are multe și poate și multe identități, ceea ce nu este deloc exclus. Cu siguranță posibilitatea, cu atât mai mult că la acea etapă, când a părăsit teritoriul Republicii Moldova, nu avea anumite interdicții de nu deplasare avea. și, cu siguranță, profitând și de posibilitatea că avea și alte cetățenii, a utilizat o altă cetățenie, pornind de la ideea cu cea Republicii Moldova a fost cumva în anumite sisteme de căutare și cumva putea să. Dar, apropo, iată, acești cam toți, acești fugari, au mai multe cetățenii. Asta îi pot ajuta bun, acum nici nu sunt în căutare internațional, dar dacă ar fi, faptul că au diferite cetățenii, îi ajută cu ceva? Bine, o în primă fază ar putea fi un element, dar schimbarea identității nu, nu absolve cumva de răspundere sau de posibilitatea ca persoana să fie reținută sau identificată. Exact. Alta este problema că dacă este cetățean al țării respective în care da. se află și are cetățenia statului da. respectiv, deja cumva apar alte bariere.